Habemus candidatus, oameni dragi, în sfârșit habemus candidatus la primăria Bucureștiului. Nu mai făcea nimeni nimic. Copiii nu mai mergeau la grădiniță, doamnele acasă nu mai făceau o ciorbă. Stăteam toți îngrijorați că nu aveam candidat, două partide mari, cele mai mari, într-o coaliție înfloritoare până acum, nu au găsit un candidat, se chinuiau. Deși aveau fiecare oameni, cadre de partid, cum este normal, într-o logică de partid să existe, și nu-l găseau. Nu știu exact ce calcule matematice, pragmatice s-au făcut pe foi, nu știu exact care erau cifrele pe acele sondaje sertarizate despre care vorbea domnul Romașcanu ieri, dar iată că în sfârșit s-au hotărât. Acum că domnul Rareș Bogdan a fost lăsat în urmă cu știrile, că a văzut ieri, nu știa, că cine-i domnul Cristoiu, că de fapt îl confunda cu maestru Cristoiu, că e medic de genunchi, că e de dinți, că e de spate, că tratează reumatismul, nu știa. Nu știa, astăzi sigur știe, sper că știe, domnul Rareș Bogdan, poate îl vom avea, vom avea vreo declarație și astăzi, așa cum am avut ieri. O avem pe a noastră colegă Mădălina la guvern, se află la fața locului și ne va aduce la cald toate știrile și eventualele modificări. S-a bătut în cuie, dar cumva ne putem aștepta la orice. Ne putem aștepta la orice. La cald, ceea ce știm este că domnul Ciolacu a adus toți participanții în această cursă electorală. La guvern acum este domnul Cârstoiu, invitat, este doamna Firea, este domnul Sebastian Burtuja, este domnul Rareș Bogdan. Sunt la sediu. Ce vor discuta? Să aflăm la cald, așa cum am aflat și ieri. De nu am apucat să dăm știrile pe care le pregătisem, dar ăsta este farmecul unei televiziuni și unei emisiuni în regim live, și faptul că avem colegi pe teren care încearcă să vă aducă în timp real toate informațiile în ordine prioritară. Pentru că v-am spus, până nu știm exact ce se întâmplă la Primăria Capitalei, nu mai se mișcă nimic în țară. Nu se mai mișcă nimic în țară. Dacă domnul Rareș Bogdan s-a lămurit, cine este domnul Cârstoiu? Nu știu oamenii de acasă dacă s-au lămurit. Aș vrea să întreb în regie dacă avem Vox-ul. Am întrebat și noi 100 de români, am întrebat din categoria, am întrebat 100 de români. Bun, mi se spune din regie că avem pe Mădălina și o să vă dau și Vox-ul, să vedem oamenii de pe stradă dacă știu, înțeleg despre ce este vorba în propoziție. Bună ziua, Mădălina! Ce se întâmplă acolo? Care sunt ultimele informații? Bun găsit, Oana, bun găsit tuturor. La această oră, ședința Coaliției de Guvernare PSD-PNL este în plină desfășurare. Ședința a început la ora 8 dimineața, iar la această ședință, așa cum spuneai și tu, participă și liderii filialelor PSD, Gabriela Firea, și PNL, Sebastian Burduja. Potrivit surselor din interiorul Coaliției de Guvernare, anumiți membri din această coaliție i-au propus senatorului Gabriela Firea și lui Sebastian Burduja să fie desemnați membri și șef de campanie electorală pentru candidatul Cătălin Cârstoiu, care va fi un candidat comun susținut de PSD și de PNL. Aseară, liderii coaliției au decis, așa cum vă spuneau, să meargă pe liste comune, atât pentru primăria generală, cât și pentru primăriile de sectoare, iar la această oră liderii discută despre validarea acestui candidat, dar și despre validarea candidaților pentru primăriile de sectoare. În momentul de față știm foarte bine că pentru primăria sectorului 1 liderii optează între Florin Manole sau Alexandru Petrescu, dar pentru primăria sectorului 2 liderii optează între Monica Anise și Stelian Bușduveanu. Vom vedea cel mai probabil în orele următoare care va fi decizia luată în coaliția de guvernare și când va fi validat acest candidat, deoarece mâine cel mai probabil liderii trebuie să aibă două ședințe acolo unde vor valida atât listele comune pentru alegerile europarlamentare, cât și lista pentru candidatul la primăria generală și candidații pentru primăriile de sectoare. Mulțumim mult, Mădălina. Iată, acestea au fost informațiile la cald. Avem nume noi care nu au fost vehiculate pe piață până acum, de exemplu la sectorul 2, dacă nu mă înșel, dacă am reținut bine, doamna Anisie.
Doamna Monica Anisie, oameni dragi. Vă dați seama, a avut rezultate doamna Anisie, extraordinare cât a fost la Ministerul Educației. Cred că acea campanie de umplere a școlilor cu Pepsi-Glas, ca să citesc din clasica În viață, doamna Monica Anisie, cred că i-a impresionat. Și de bine ce a revoluționat sistemul educațional în România, iată este cadolistă și doamna Anisie cu postul de primar. Va fi, eu îmi doresc să iasă, efectiv îmi doresc să fie votată doamna Anisie și să o vedem în acțiune. Pentru că soluții vă spun, pentru țară în general, nu știu dacă vor exista, dar ne vom distra de toți banii. Ne vom distra de toți banii. Ăsta este mesajul care se trimite de la centru, de la cele două mari partide, în prag de patru rânduri de alegeri, și anume că nu există niște cadre, din păcate, cele două mari partide cu tradiție, cu istorie, nu au cadre. Sunt nevoite să caute în stânga și în dreapta și dacă nu se găsesc vârfurile. Vă dați seama ce este sub vârful în tot aparatul administrativ? Păi să mai avem pretenții de la, nu știu, partide ca USR și AUR să vină cu oameni profesioniști, să vină cu cadre, să vină cu un întreg aparat administrativ? Dacă aceste două partide nu au și s-au făcut atâtea eforturi doar să se găsească un candidat. Ați văzut, nici măcar Rareș Bogdan nu știa. Nici măcar Rareș Bogdan nu știa cine este propriul dumnealor candidat. Care în teorie, de fapt nu în teorie, că ne-a spus domnul Ciucă. Domnul Ciucă, să trăiți, ne-a spus că a fost sondat, s-au făcut studii, s-a făcut un profil de candidat. Domnul Rareș a fost probabil mai plecat din țară decât ne-am fi așteptat. Domnul este plecat din țară, care totuși funcția de eurodeputat, europarlamentar la Bruxelles. Dar chiar în halul ăsta să fie rupt de realitate, nu vă supărați, să nu știe cine este candidatul testat, sondat de propriul partid. Mie, acum să vă spun sincer, mie mi s-a părut că ne lua, nu pe noi ne lua, de fapt ne lua și pe noi la pachet, dar mi se părea că și a domnul Rareș Bogdan și a propriul candidat la bășcălie. Noi nu-l luăm la bășcălie pe domnul Cârstoiu, noi vrem să facem un profil de candidat pentru ca cetățenii bucureșteni să înțeleagă despre ce este vorba, să înțeleagă realizările domnului Cârstoiu, toată activitatea profesională, și începem, bineînțeles, cu declarația de avere. Cu declarația de avere, ca să știm de unde am pornit, înțelegeți? Și dacă o fi candidat, îl luăm la purica și peste 4 ani, să vedem dacă au existat fluctuații în declarația de avere. Mie așa mi se pare normal. Avem, în caz că aflu, oameni dragi, extraordinari, breaking news. Îmi trebuie și mie de la cu breaking news. Breaking news, oameni dragi. Vreau pe domnul Rareș Bogdan. Era frumos un clip de ieri când se ținea de genunchi domnul Rareș Bogdan, că nu știe ce-i cu domnul Cârstoiu. Sigur va afla. Sigur va afla domnul Rareș Bogdan și ce număr poartă domnul Cârstoiu la chiloți. Pentru că a fost desemnat purtătorul de cuvânt al domnului Cârstoiu. Extraordinar. Abia asta este breaking news. Deci, sigur va afla tot ce e de aflat. Dacă nu, domnul Rareș Bogdan este invitat să se uite la noi, la miezul zilei, pe Metropola TV, pentru că îl vom ajuta. Îl vom ajuta să înțeleagă mai bine candidatul despre care el nu știa nimic, domnul Rareș Bogdan, dar iată că va fi purtătorul de cuvânt al domnului Cârstoiu. Și să revenim după acest minunat breaking news cu declarația de avere domnul Rareș Bogdan. Domnul Rareș Bogdan, steți atent, haideți să vedem declarația de avere a domnului, ia uitați-l ieri. El făcea, cine, domne, care Cârstoiu? Că am crezut că Cârstoiu l-am sunat pe maestru. Ce faceți, maestre, candidați? Nu știu, îi pare pedepsit. Pare pedepsit, oameni dragi, domnul Rareș Bogdan. Pare că a fost pus la colț și certat. E, dacă ai făcut tu ieri ce ai făcut, las că ți-arătăm noi. Trebuie să păstrăm. Pentru că ieri, colega noastră, Claudia, i-a pus niște întrebări foarte bune domnului Rareș Bogdan și vor face istorie aceste întrebări și răspunsuri
La fel cum a făcut acea afirmație a domnului Rareș Bogdan, cum elimină dumnealui pensiile speciale în 30 de zile și iată-le că tot acolo sunt. Haideți să vedem. Începem cu proprietățile imobiliare, oameni dragi. Avem așa. Domnul Cătălin Cârstoiu, candidatul la primăria capitalei PSD-PNL, bineînțeles. Purtător de cuvânt, domnul Rareș Bogdan. Avem o casă în Mogoșoaia, ca orice candidat care se respectă, un teren intravilan în Ilfov, 25 de conturi la bănci în euro, dolar și lei. 25 de conturi, oameni dragi. Vreau câte conturi aveți, nu vă supărați. 25 de conturi, dar de ce ai avea? Nu știu, mă gândesc că un medic, un om de administrație, de manager, de tot ce vreți. Dom'le, să mai am și 25 de conturi în administrație, eu cred că aș nebuni. Efectiv, vă dați seama. Vă dați seama că are o agendă plină doar cu IBAN-urile pentru 25 de conturi, domnul Cristoiu. 25 de conturi la bănci în euro, dolari și lei. Și un apartament în sectorul 1. Sunt curioasă, credeți că domnul Cristoiu a votat-o pe doamna Clotilde Armand la sectorul 1? A, mai avem, dar cum? Dar, păi, trebuie să merg mai repede înainte, că stăm până... Mi se spune în cască, bine că pinul de la Carda e doar 4 cifre, că altfel domnul Cristoiu doar asta trebuia să facă. Efectiv, de dimineața până seara. Continuăm. Bijuterii în valoare de 150.000 de euro, oameni dragi. 11 conturi în euro care însumează 406.997.000 de euro, 10 conturi în lei de 1.571.544 de lei, 4 conturi în dolari cu o valoare de 52.530.000 de dolari. Și domnul Cătălin Cârstoiu, asta e agoniseala, este ce are. Dar cât câștigă domnul medic Cârstoiu, candidat la București, purtător de cuvânt Rareș Bogdan? Cătălin Cârstoiu încasează anual aproape 450.000 de la Spitalul Universitar pentru funcția de manager. Trecem mai departe. Cu următoarele încasări, că să nu credeți că sunt doar astea, dacă mai avem carton, dacă nu, e să știți că am ținut... Nu mai avem. Am eu, cred că am aici scris, pentru că i-am făcut calculul, vă dați seama. Am făcut și eu calculul. N-am 25 de conturi pe la bănci, dar n-am nevoie ca să știu și eu așa puțină matematică. Deci avem 450.000 de la Spitalul Universitar, 450.000 împărțit la 12 luni, împărțit la 5, ca să calculăm în euro. Deci doar de la Spitalul Universitar, domnul Cârstoiu are un salariu lunar de 7.500 de euro. 7.500 de euro în România. În România câștigă un medic, manager, care este și, are și funcția de manager de spital. Că eu v-am spus zilele trecute, săptămâna trecută, când ieșiseră medicii în stradă pentru salarii mai mari, am zis, domnul, uitați, domnul Cârstoiu este un exemplu, că se poate și România. Se poate și România să câștigi, ca în oricare stat european, oricare stat occidental. Eu nici nu știu de ce se bagă, domnul. Cât e salariul, domnule, la primărie? Cât e salariul de primar? 23.000 de lei? Păi nu mai... Păi hai măi, Rafa, păi stai așa, eu vorbesc și cu regia. Păi nu putem. Nu putem să facem să fim și medic, să fim și primar într-o capitală aflată în ruină, care are nevoie de foarte multă disponibilitate pentru a fi, a face tu știu ceva din această capitală. N-are cum. N-are cum. Deci trebuie să apreciem dovada asta de sacrificiu personal pe care domnul Cârstoi o face. Renunță la un salariu de 7.500 de euro pe un salariu de, cât înseamnă, vreo 4.000-5.000 de euro de la primărie. Și stați că nu este singurul. Nu este singurul salariu pe care domnul Cârstoiu îl încasează. Foarte frumos, foarte frumos. Să nu ne trezim, totuși, că ați văzut și doamna Clotilde spunea că se sacrifică pentru bucureșteni, pentru România, pentru capitală. Și am crezut că o face din dragoste. Dar dumneavoastră și-a dat salarii, și-a dat bani, și-a dat... E căutată la ani pentru fapte de corupție. Continuăm cu domnul Cârstoiu. Deci avem o dată 7.500 de euro, da? Mai avem 224.575 de lei de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Mai avem 364,
649.000 de lei dividendele anual de la Anemona Clinical. Ați văzut cum vin servite. Deci parcă am făcut emisiunea de zile trecute cu problemele din spitale, cu problemele medicilor, parcă am făcut-o special. Nici nu știam. Nici ce nu știa domnul Rareș Bogdan, dar eu nici atât, vă dați seama, dacă domnul Rareș Bogdan nu știa candidatul, eu nici atât. Nu știam că va fi un medic. Și am spus, probleme. Au salarii mari, lucrează și în mediul privat, iată, ba chiar se obțin dividende, pentru că cei mai mulți medici mai sunt și asociați pe la aceste clinici private și tot sunt nemulțumiți de salarii. Nu vorbesc de condițiile din spitale, nu vorbesc de aparatura care este ținută sub cheie pentru a încuraja pacienții să meargă la clinici private. Nimic, doar de salarii. Și ia uite, l-avem acum, avem fișa unui medic de top și vedem cam cât câștigă. În total, din ce v-am spus eu așa, de la spital, de la universitate, de la clinica particulară, vorbim de un milion, peste un milion de lei. Asta însemnând, oameni dragi, că domnul Cârstoiu, candidatul de la primăria Capitalei, medic reputat, al cărui purtător de cuvânt va fi domnul Rareș Bogdan, care ieri nu știa cine este, și spunea domnului Ciucă să și-l asume, câștigă 18.000 de euro pe lună. Pe lună! Frumos! Frumos! Deci, din punctul ăsta de vedere, am progresat. Am progresat, iată, medicii totuși câștigă la fel de mult ca oricare medic din orice alt stat european. Este un salariu bun. Nu știu, mă gândesc cum se uită pensionarii cu 1.000 de lei pensia acum la noi. Cum se gândesc ei la 25 de conturi la bancă, 17.000 de euro pe lună? Nici nu-și imaginează ce ar putea să facă cu atâția bani. Salariu de medic în România. Așa că atunci când se iese în stradă, cu toată dragostea pentru medici, cu toată aprecierea, îmi doresc totuși să se adreseze și alte probleme, nu doar chestiunea salariilor, pentru că sănătatea are multe probleme, nu doar salariile, care, după cum vedem, totuși consider că 18.000 de euro pe lună e un salariu mai mult decât rezonabil. Poate o să facem un vox și despre asta, dar până atunci, haideți să vedem ce spun bucureștenii despre domnul Cârstoiu. Îl cunosc, nu-l cunosc, îl vor vota, nu-l vor vota. Vedem vocea cetățenilor, domnule, care nu minte niciodată. Dacă ați auzit de Cătălin Cârstoiu, candidatul comun la PSD-PNL. Nu am auzit. Am auzit. Da. Ok. Ce părere aveți despre Drăguțul? Grea. Nu o să merită. N-ați auzit? Nu. Am auzit. Nu comentez. Nu, n-am auzit și nu sunt cu politica. Nu-l cunosc, ce să vă spun. Nu am auzit. Nu. Nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Și nu putem avea pretenția de la cetățenii care sigur nu au salariu de 18.000 de euro. Sigur se stresează cu lipsa apei calde, cu lipsa căldurii, cu traficul infernal. Sigur au alte probleme și nici nu putem avea pretenția de la acești cetățeni împovărați de proasta administrație sub Nicu Șordan, când purtătorul de cuvânt desemnat astăzi al domnului Cârstoiu nu știa ieri cine este domnul Cârstoiu. Ce putem să spunem? Cum va ieși și va vorbi în numele dumnealui după ce l-a luat la mișto o zi înainte domnul Rareș Bogdan? Nu știu. Nu știu unde. Poate că domnul Rareș Bogdan, când se pipăia pe la genunchi, poate și căuta demnitatea. Poate, nu știu, mă întreb. Avem alte voxuri. Haideți să vedem totuși cu cine. Deci, cetățenii nu știu cine este domnul Cârstoiu, dar totuși cu cine votează? Cu cine votează, domnule bucureșteni? Votau pe doamna Firea. Popescu Piedone. Pe nimeni. Nu știu, habar n-am. Cu PNR-ul cumva. Nu știu ce să vă spun. Tot pe Nicușor. Cu Piedone. Nu o să votez.
Că n-ai pe cineva în minte cu cine vrea să votezi. Nu. Iată, părerile sunt împărțite, tineretul nu prea vrea să voteze. Și avem cetățeni împărțiți. Unii spun că îl vor vota pe domnul Piedone, alții spun că vor vota PNL-ul. Orice o însemna asta. Alții spun că o vor vota pe doamna Firea. De remarcat că totuși nimeni n-a spus că îl va vota pe domnul Cârstoiu, pentru că nu știe nimeni cine este domnul Cârstoiu, cu toată dragostea. Mai avem vreun vox, cu toată dragostea? Dacă nu mai avem, continuăm, pentru că este foarte trist ce se întâmplă. Și toți analiștii și toți experții și toți politologii și sociologii și tot ce vreți spun că tocmai i s-a făcut cadou lui Nicușor Dan un nou mandat. Și cred că au dreptate. Cred că au dreptate, pentru că astăzi când veneam spre redacție, într-un drum de 2 ore, pentru că domnul Nicușor ne minte că va fi gata podul Grand de ceva timp și nu se mai finalizează această reabilitare cu șine ruginite, și mi-a apărut un mare banner de campanie, de nu știu cum să-l numesc, cu fața domnului Nicușor Dan și scriind pe acel banner mare, cu litere mari, mulțumesc. Pentru ce? Mulțumește? Ia uitați, oameni dragi! În afară de faptul că aici vedeți câteva mii de euro aruncate, că știți, domnul Nicușor Dan nu a avut bani pentru ajutorul pentru persoanele cu dizabilități. Nu are bani de termoficare, nu are bani de reabilitare stres, nu are bani de nimic. Dar mii de euro pentru panouri electorale, cât sunt de legale, nu știu, să ne spună PSD, PNL, cine o fi, BEC, AEP, nu știu, miliția. Să ne spună dacă este în regulă, având în vedere că nu suntem în perioada de precampanie, dacă este legal ca aceste bannere să existe. Și domnul Nicușor Dan și-a făcut banner cu fața dumnealui, ca și cum nu-l cunoaște nimeni, trebuia să-l mai vedem o dată, fix în zona de podul Granda, unde lumea înjură. Domnul Nicușor, lumea înjură în trafic. Credeți-mă pe cuvânt. Nu vine să ne spună drum bun, nu vine să ne spună că a făcut ceva, vine să ne spună mulțumesc. Mulțumesc! Cui mulțumește domnul Nicușor Dan? Mulțumește PSD, PNL că i-au dat încă un mandat? Mulțumesc bucureștenilor care acceptă complice traiul infernal dintr-o capitală de stat european? Ce, cui și pentru ce mulțumește domnul Nicușor Dan? Dar este clar că e o mulțumire, bineînțeles, să-l avem și pe domnul Drulă. Este o campanie, nici nu cred că trebuie să convingem oamenii, pentru că sunt absolut convinsă că toți au văzut. Toți au văzut materiale de campanie de sute de mii de euro, deși nu suntem în campanie. Nu știu de unde sunt banii ăștia. Este împânzită țara de astfel de bannere masive, peste tot. Vedem fața domnului Drulă, care până acum a fost dat dispărut, și fața domnului Nicușor, care până acum a fost închis în biroul primăriei. Cu asta avem de-a face. În timp ce PSD și PNL încă se joacă bambilici cu primăria capitalei. Deci nu e de mirare că oamenii ăștia să câștige. Nu e de mirare nici măcar faptul că îi ia la mișto inclusiv domnul Drulă. Ia să vedem ce spune domnul Drulă. Drulă despre candidatul comun PSD-PNL în capitală. Mai aveau puțin și puneau un anunț pe Best Jobs. Se caută candidat ca să-i batem pe aia de la USR. E de râs. Din păcate e și de râs. Că totuși dacă ai nevoie de asemenea mișcări de forță ca să-l dai jos pe domnul Nicușor Dan, situația este foarte gravă. Și cât de gravă este situația o să vedem după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
Iată imagini live. Domnul Rareș Bogdan pleacă, părăsește sediul guvernului, are teme de făcut, pentru că vă dați seama să primești o asemenea sarcină importantă de a fi purtătorul de cuvânt al medicului Cârstoiu, candidatul de la capitală. E pe surse, bineînțeles, pe surse. Și dumnealui nu știa ieri cine este domnul Cârstoiu, are foarte multă treabă de făcut. Are foarte multă treabă de făcut. Trebuie să te uite la în reluare, la miezul zilei, pe Metropola TV, să vadă declarația de avere, să vadă dacă ar exista puncte slabe, puncte mai puternice, cum îl va ajuta pe domnul Cârstoiu sau nu calitatea dumnealui de fiind a domnului Petrov, fost președinte al României, Băsescu. Are foarte multă treabă de făcut. Repet, informația este pe surse vis-a-vis de această treabă, rămâne să vedem, dar nu ne-am prea înșelat, să știți. Aici, la miezul zilei, nu ne-am prea înșelat în informații. Sunt curioasă să-mi spuneți când avem live-ul cu Mădălina, să vedem dacă ne-am mai înșelat în alte privințe, ce alte lucruri sau avem telefon. Avem telefon cu Mădălina pentru că ședința s-a încheiat și vrem să aflăm dacă avem informații noi care ar impacta stilul, viața bucureștenilor. Mădălina, ne avem, suntem la telefon? Bun găsit, Ioana. Ce informația? Ultimele informații, știm că s-a încheiat ședința de guvern. Bun găsit, Ioana. Într-adevăr, în urmă cu foarte puțin timp, ședința Coaliției de Guvernare a fost finalizată. Ședința, așadar, la care a participat și Gabriela Firea, președintele PSD București, dar și Sebastian Burdușa, președintele PNL București. Într-adevăr, pe surse au apărut informațiile potrivit cărora ambii lideri de partide din filiala București vor fi șefii de campanie pentru medicul Cătălin Cârstoiu, care tot pe surse potrivit ar fi și candidat comun PSD PNL pentru primăria generală. Așteptăm în minutele următoare să iasă de aici, din Palatul Victoria și Sociale Democrații, deoarece am văzut în urmă cu foarte puțin timp pe liberalii care au părăsit Palatul Victoria și au mers de îndată la sediul Modrogan, acolo unde cel mai probabil vor discuta și în interiorul partidului toate cele discutate aici în ședința Coaliției de Guvernare. Vom vedea ce se va întâmpla și cu primăriile de sectoare, deoarece numele care au fost vehiculate aseară nu mai sunt valabile și în această zi. Iar cel mai probabil anunțul final privind omul care va intra în bătălia pentru primăria generală alături de Nicușor Dan și de Cristian Popescu Piedone, care și-au anunțat candidatura, va fi anunțat mâine. Mulțumim mult, Mădălina. În continuare vom afla mâine. Și mâine o să vă transmitem iarăși că vom mai afla ceva mâine. Când se va termina această epopee, nu știm. Dar Mădălina ne-a dat niște informații prețioase. Pe surse, șefii de campanie ai domnului Cârstoiu, despre care domnul Rareș Bogdan nu știa nimic ieri, vor fi pe surse doamna Gabriela Firea și domnul Burduja, ceea ce cumva este firesc, având în vedere că doamna Firea este șefa filialei PSD București și domnul Burduja este șeful filialei, cred că pe sectorul 1 PNL, nu? Nu e pe București. Adevărul este că cine să îl ajute în această campanie pe partea de administrație București mai bine decât doamna Gabriela Firea, adică nu există consilieri. Știu că se practică tot felul de consilieri aduși cu bani mulți din afara țării. Iată, domnul Cârstoiu ar avea acest noroc de a avea o consiliere a unei persoane care a fost în administrație, știe exact problemele Bucureștiului, are proiecte în derulare la ora asta, în timp ce vorbim, că și le asumă Nicușor Dan, asta este partea a doua. Dar bucureștenii la ora asta beneficiază de proiecte lăsate de fosta administrație. Că vorbim de Spitalul de Copii Gomoiu, reabilitat de la zero, singurul în ultimii 30 de ani de la căderea regimului încoace, regimului comunist. Că vorbim de programe pentru pensionari, că vorbim de programe de sănătate pentru copii, ochelari, aparate dentare, programul de fertilizare in vitro și câte n-au mai fost, sunt în derulare
și zeci de mii de bucureșteni și de români, pentru că anumite programe au fost trecute de la nivel local de București la nivel național, oameni beneficiază de aceste programe și, bineînțeles, are ce învăța domnul Cârstoiu dacă chiar e serios. Dar eu nu știu dacă își dorește foarte mult totuși această funcție. Nu știu dacă PSD și PNL își doresc foarte mult această funcție, dacă își doresc într-adevăr să scape de Nicușor Dan, sau este suficient faptul că au majoritate în Consiliu și Nicușor Dan nu poate să facă altceva decât să danseze după cum îi cântă PSD și PNL. USR-ul devine din ce în ce mai mic și le vedem disperarea în acele banere imense. Cât banerele sunt mai imense, cu atât micimea faptelor lor și proiectelor lor este mai mare. Că altfel eu nu înțeleg de ce să ai această îndrăzneală de a pune banere de zeci de mii de euro în toată țara. Și în București, domnul Nicușor, banere cu mulțumesc. Pentru ce mulțumiți, domnul Nicușor? Și mai scrie ceva. Lucrurile bune se fac cu încredere, ne zice domnul Nicușor. Doar că noi avem astăzi mărturia unei consiliere de la dumnealui, de la PMB, o consilieră PNL, care ne spune că, de fapt, domnul Nicușor nu are niciun fel de încredere în nimeni. Este acest lup singuratic. Și deși beneficiază de un aparat întreg, de fiecare cu specializarea lui, domnul Nicușor citește absolut toate documentele înainte să le semneze, fapt ce a blocat pur și simplu activitatea primăriei. Haideți să vedem, că tot vorbește de încredere domnul Nicușor Dan, ce spune Daniela Mardarovici despre domnul primar. Două puncte citeți. Primarul general nu are încredere în nimeni, nici măcar în propria echipă. Și auziți aici. Atunci el alege să citească personal, dacă vă puteți imagina, fiecare dosar de schimbare de nume pe cale administrativ. Deci inclusiv documente de schimbare de nume citește domnul Nicușor Dan, pentru că nu are încredere în cei care lucrează la primărie. Ori nu știu dacă pentru bucureșteni ăsta e cel mai bun mod în care un primar își poate consuma timpul pe banii lor, având în vedere că pe mine sau pe dumneavoastră nu știu în ce măsură ne interesează. Stați așa, volumul de muncă este imens, primarul general trebuie să aibă o echipă pregătită și competentă în care are încredere. Dar primarul general nu are încredere, din păcate, în absolut nimeni. Cred că nici măcar în propria echipă. Deci domnul Nicușor Dan cu asta se ocupă. Nu vă așteptați la alte proiecte. Slavă cerului că a găsit primăria cu niște proiecte în derulare și Bucureștiul nu a fost blocat în totalitate. Dar altfel, nu se poate lucra cu un om care nu e de echipă, care nu are încredere, care preferă să citească documente toată ziua de schimbare de nume ca să le semneze, și aparatul userist lucrează pentru a face propagandă în stradă cu mesajul mulțumesc. Cred că ar trebui să adăugăm acolo un PSD-PNL, pentru că cea mai mare mulțumire, mesajul de mulțumesc, în primul rând, domnul Nicușor Dan ar trebui să-l transmită celor două mari partide care practic îl susțin, respectiv PSD-PNL. Lor trebuie să le mulțumească. Că altfel USR-ul nu a venit cu nu știu cât capital de imagine poate aduce USR-ul. Sau poate domnul Nicușor Dan mai mulțumește și bucureștenilor pentru faptul și justiției, pentru faptul că avem niște cheltuieli ilegale de zeci de milioane pe la primărie și nu este întrebat de sănătate. Poate și pentru asta mulțumește domnul Nicușor, faptul că are niște milioane, zeci de milioane pe care le poate cheltui ilegal. Pentru că asta aflăm astăzi din presă. Nicușor Dan a cheltuit ilegal aproape 10 milioane de euro. Aoleu! Primăria Capitalei condusă de Nicușor a trecut ilegal pe cheltuiel suma de 47 de milioane de lei, reprezentând penalitățile, despăgubirile, cheltuielile de judecată, amenzi, penalități, etc. Se spune în ultimul raport de audit al filialei București a Curții de Conturi. În plus, edilul și-a decontat amenzi personale în valoare de 15.500 de euro.
amenzi personale decontate de Nicușor Dan din banii primăriei, din banii contribuabililor, din banii bucureștenilor. E posibil așa ceva? Dar eu vreau să știu ce cu aceste... stați așa. Deci avem 10 milioane de despăgubiri, penalități și cheltuieli de judecată. Pe ce? Pe ce vreau să știu? Ia să vedem. Luăm o pauză pentru că avem informații noi. O ascultăm pe Mădălina cu ultimele informații. Bun găsit, Oana, bun găsit tuturor. Se pare că au fost luate și primele decizii sau poate chiar ultimele decizii în coaliția de guvernare PSD și PNL privind ce se va întâmpla cu Primăria Generală a Capitalei, dar și cu sectoarele. Mai exact, liderii au decis să meargă cu George Tuță la Primăria Sectorului 1 din partea Partidului Național Liberal, iar Primăria Sectorului 2 să meargă spre Dan Cristiană Popescu din partea Partidului Social Democrat, iar la Primăria Sectorului 5 să meargă Rareș Hofincă, potrivit celor politice. Burduja, Sebastian Burduja a acceptat să fie șef de campanie, campania condusă pentru actualul, pentru viitorul primar. Mulțumim mult, Mădălina, pentru această informație prețioasă. Deci, surse, ceea ce spuneam mai devreme că este o știre pe sursă, iată, a devenit o știre de sine stătătoare. Domnul Burduja va fi șef de campanie a domnului Cârstoiu, despre care domnul Rareș Bogdan nu știa nimic ieri. Magistral, e foarte potrivit. E foarte, foarte potrivit domnul Burduja, pentru că domnul Burduja în seara presupusei fraude de la sectorul 1 a fost acolo, a văzut cum se face, a văzut cum e cu sacul, a văzut cum e cu rucsacul. Sunt absolut convinsă că are expertiza tehnică necesară pentru a-l ajuta pe domnul Cârstoiu, că altfel n-ai cum. Domnul Burduja, cu toată dragostea, altfel, dacă nu vă faceți brigadă de atleți care să cu sacul, cu rucsacul, n-aveți cum, că a zis, lumea nu știe. Nu știe cine este domnul Cârstoiu. Dar cu expertiză luată de la USR în operațiunea sacul și rucsacul, are toate șansele. Are toate șansele. Ăsta este apelul către bucureșteni, păziți secțiile de votare, oameni dragi. Ăștia ne otrăvesc fântânile, nu vă supărați. Nu știu ce informații la cal mai avem despre această întâlnire, deci ședința de guvern s-a terminat. Astea sunt lucrurile care s-au întâmplat, astea sunt numele. Haideți să vedem tot pe surse, pot să zic pe surse oficiale, că nu mai știu. Oricum, ce spune că e pe surse, în secunda următoare devine oficial. Avem așa candidații pe sectoare. George Tuță, la sectorul 1, este candidat PNL, deci PNL-ul a înhățat sectorul 1. Așa, la sectorul 2 îl avem pe Dan Cristian Popescu de la PSD. La sectorul 5, Rareș Hopincă, actualul prefect al Capitalei. Da, așa, domnul Burduja. Domnul Hopincă a refuzat să fie la sectorul 5. De ce? Vrea la alt sector? Vrea la alt sector, se știe cumva... sau refuză să mai candideze, să mai intre în cursa de la primărie. Rămâne de văzut. Deci astea sunt numele sigure. Văd că numai doamna Anisie e bătută în cuie. Vreau să știu. Vreau să știu dacă doamna... Nu? Deci ce v-am citit mai devreme, sunt bătută în cuie. Doamna Anisie cu pepsiglasul, nu știm. Nu știm. Ceea ce știm este că s-au cheltuit ilegal 10 milioane de euro de la primărie pentru penalități, amenzi și amenzi personale ale domnului Nicușor Dan. Dar o să vă întrebați totuși ce se întâmplă? Ce ilegalități comite primăria de bucureștenii în loc să se bucure de proiecte de acești 10 milioane de euro, trebuie să-i plătească pe amenzi, despăgubiri și cheltuieli de judecată. Haideți să vedem. Aceste amenzi au fost aplicate de către Inspectoratul de Stat în Construcții, edilul general ducând o luptă personală cu managementul ISC de mai bine de 2 ani. Cel puțin una dintre acestea a fost dată pentru tergiversarea eliberării unei autorizații de construire. Opa! Deci, pe lângă faptul că s-au generat pe minus pagubă în bugetul statului,
de 6 miliarde de euro din cauza domnului Nicușor Dan, care a blocat puzurile. Uitați că avem și aici cu date concrete, cu cifre, despăgubiri, deja sunt pe rol, în instanțe, nenumărate procese, oameni care l-au dat în judecată pe domnul Nicușor Dan, pentru că a blocat construcțiile în București. Că se construiește haotic, sunt de acord. Că trebuia făcut ceva în privința asta, sunt de acord. Că trebuie să protejate zonele verzi, sunt de acord. Deși când apăra case construite ilegal prin parcuri, nu știu cum proteja domnul Nicușor Dan spațiile verzi. Dar cred că se putea veni frumos cu un plan, mai ales de la marele urbanist al țării, Nicușor Dan. Până la ora asta trebuia să aibă un plan urbanistic în care să impună constructorilor să creeze spații verzi. Și nu aveam acest blocaj. Nu aveam aceste pagube, 6 miliarde a bugetul statului. Noi ne împrumutăm că n-avem bani de una, n-avem bani de alta. Și deja au început să, bucureștenii, au început să deconteze distracțiile domnului Nicușor Dan. Prin procese câștigate. Deci oamenii ăștia, dacă au câștigat procese în instanță, înseamnă că au câștig de cauză. Înseamnă că ce a făcut domnul Nicușor Dan este un abuz imens. Și având în vedere că vorbim de miliarde de pagubă la bugetul statului, vorbim de alte fapte. Vorbim de subminarea economiei de stat. Nu știu cum se încadrează aceste lucruri. Pentru cine mulțumește domnul Nicușor Dan? Cui mulțumește pentru aceste lucruri? Justiției care încă îl ține în libertate? Bucureștenilor care încă n-au venit? Măcar să-i bat obrazul pe la primărie? Că dacă domnul Nicușor Dan nu este deranjat, ne aducem aminte, în fost administrație. Ne omora firea cu poluarea. S-a rezolvat poluarea? Pentru asta mulțumește domnul Nicușor Dan. Pentru ignoranța bucureștenilor care nu se activează decât dacă vine un aparat întreg de propagandă să-l anunțe că are o problemă. Vedem și vorbim și despre alte probleme după o scurtă pauză. Am revenit, oameni dragi. Concluzia este că Nicușor Dan vă mulțumește pentru faptul că nu l-ați deranjat cu nimic în 4 ani de zile, deși v-a mințit că o să vă dea, va livra apă caldă, agent termic, deși a promis semaforizare inteligentă. Vă mulțumește că nu l-ați deranjat să-l întrebați de sănătate vis-a-vis de blocarea puzurilor, vis-a-vis de cheltuirea banului public, vis-a-vis de găurile în buget lăsate, vis-a-vis de, uite, acești 10 milioane de euro care fi putut fi cheltuiți pentru bunăstarea bucureștenilor, se vor duce pe amenzi, penalități și alte cheltuieli de judecată, inclusiv cele personale ale domnului Nicușor Dan. De ce? Pentru că domnul Nicușor Dan nu a fost în stare în 4 ani de zile să livreze un plan urbanistic pe care cei care construiesc în București să-l respecte. Nu a fost în stare. Vă mulțumește pentru toate aceste lucruri, domnul Nicușor Dan. În schimb, domnul care ar trebui să-i facă o campanie de seamă, domnului Nicușor Dan, respectiv domnul Drulă, președintele USR, nu prea mulțumește PSD-ului. Deși domnul Nicușor ar trebui să mulțumească PSD-ului, domnul Drulă nu. Din contră, este certat, supărat foc pe cei de la PSD. Dacă avem, uitați-l și pe domnul Drulă, cu afișe peste tot, cu banere peste tot, bani risipiți. Bani risipiți, oameni dragi. În general, ar trebui faptele să vorbească pentru domnul Drulă, dar nefiind, neexistând un corespondent faptic în realitate, punem banere de neam prost. Cât bloc. Să nu uite lumea cine este Drulă. Că altfel, dacă te uiți să palpezi vreun proiect de lege, vreo schimbare majoră pe care au făcut-o acești oameni, nu au fost în stare. Singurul lucru incredibil pe care au reușit să-l producă în ultimul timp eminențele cenușii de la USR, Reper și câți au mai fost, a fost acel proiect de lege prin care doreau să eutanasieze pisicile, pentru că au mai multe drepturi decât câini. Atât s-a putut.
Acum cetățenii, bineînțeles, ei nu greșesc niciodată și vor hotărâ la vot dacă merită sau nu încă un mandat. Avem? Haideți să vedem ce spune domnul Drulă, pe cine este supărat în scandalul traseismului. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă aleg să coboare într-o mocirlă. Primarii USR, aleși și USR, au fost amenințați, șantajați sau momiți. Li s-a spus unor primari, cu Ciolacu în birou, ai 10 milioane dacă treci la noi, altfel ai grijă că e curtea de conturi aici, în județ. E acum în control. Când s-a întâmplat asta? Asta s-a întâmplat luna trecută. Au fost Marcel Ciolacu și unii primari, să vă spun așa. Cu primari de la alte partide? Cu primarul USR. Cu un primar USR? Cu mai mulți primari USR. Care au și trecut la PSD? Nu toți. Și aici vreau să spun că ieri m-am întâlnit... Dar cel care v-a relatat a trecut? Cel care mi-a relatat această poveste n-a trecut, dar nu o să-i dau numele pentru că nu vreau să-i fac rău, că sunt multe autorități. E legal să promiți așa ceva? Nu, nu e legal. Și faci o plângere? Este la latitudinea dumneavoastră. Vă spun că alt primar a trecut. Ce să spun, pentru oamenii ăștia care au cedat, eu nu vreau să judec eu, nu e rolul meu. Dumnezeu să ierte pentru ce au făcut. Este autodenunț, oameni dragi. Asistăm la un autodenunț. Ce am avut așa? Un primar USR din Sibiu, singurul, de altfel, primar din Sibiu, a trecut la PSD. Și un alt primar din Alba Iulia, tot de la USR, a trecut și ăla la PSD. Și vine domnul Drulă, președintele USR, și ne spune că această tranziție, acest transfer, acest traseism al primarilor de la USR la PSD a fost posibil pentru că Marcel Ciolacu i-a șantajat. Cu ce e domnul Drulă? Domnul Drulă, cu ce i-a șantajat? Că ăsta e autodenunț, sunt șantajabil. Că dacă nu aveau oamenii tineri frumoși, corecți și liberi, dacă nu avea, domnule, dacă omul ăla e corect, îi stai acolo în prima linie, te lupți cu ei până la ultimul userist. Cum adică au trecut de la USR la PSD în urma unui șantaj? Și cum au trecut? Nu vă supărați. Cum s-au dus? S-au dus la Marcel Ciolacu plângând și au zis, bine, dacă tu vrei să vin, aia e. Cum e posibil așa ceva? Acum eu chiar aș vrea ca acești oameni să fie luați la puricat. Foștii primari USR, să vedem cu ce erau ei șantajați. Că dacă exista obiectul șantajului domnul Drulă, înseamnă că erau șantajabili. Dacă erau șantajabili, înseamnă că au făcut ceva, înseamnă că nu sunteți acești tineri frumoși, liberi, dansatori, corecți. Înseamnă că nu sunteți. Și domnul Drulă nici măcar nu are discernământul vorbelor pe care le spune așa în spațiul public, făcând un autodenunț al acestor primari USR care sunt șantajați. Un om corect nu poate fi șantajat, domnule Drulă. Că vă certați cu justiția zilele trecute. Dar în cazuri în care justiția a comis niște erori grave, erori care au lăsat victime umane, atunci nu v-am mai auzit, domnule Drulă, pentru că uitați ce se întâmplă, ce aflăm astăzi din justiție. Din draga noastră justiție, domnule Drulă, ia uziți. Procurorul care nu le-a permis polițiștilor să intre în casa monstrului din Caracal a fost sancționat cu tăierea a 25% din salariu pe un an. Această intervenție ar fi putut salva viața Alexandrei Măceșanu, domnule Drulă. Aveți vreo postare? Vreo reacție? Vis-a-vis de ce s-a întâmplat la Caracal? Vis-a-vis de faptul că un procuror a ținut poliția la ușă să nu intervină în casa criminalului Dincă? Viața acelei fete putea fi salvată. Și aflăm că i-a fost tăiat 25% din salariu. Credeți că interesează pe domnul Drulă de astfel de lucruri? Nu. Pe el justiția are problemă cu justiția stricând îl deranjează pe dumnealui. Stricând este el anchetat. Altfel, justiția este bună. De asta nu se vor produce mari schimbări în țara asta. Cât timp nu există o reformă în justiție, pentru că nimeni nu o cere, pentru că toți beneficiază într-un fel sau altul de aceste nereguli din justiție, când le convine, când nu le convine, dar fără o justiție, ce putem avea în țara asta?
Ce putem avea? Atâta timp cât un domn primar, ca Nicuș Ordan, blochează ca așa vrea el. Primăria blochează construcțiile. Oamenii îl dau în judecată. Se plătesc despăgubiri de zeci de milioane. Și nimeni nu-l cheamă, nu-l trage la răspundere pe domnul Nicuș Ordan. Avem o justiție nefuncțională în cazul acesta. Cum se vor schimba lucrurile în bine? Dacă cei care comit astfel de lucruri nu sunt trași la răspundere, nu plătesc în niciun fel. Și pentru o viața unui om, unui copil, unei fete care putea fi salvată, 25% din salariu pe timp de un an? Domnule Drul, astea sunt problemele, domnule. Nu acuzații că v-a furat Marcel Ciolacu cu primarii șantajabili. Primarii șantajabili. Păi ziceți mersi că a scăpat de ei. Dacă sunt șantajabili, înseamnă că n-au fost corecți. Cum nici dumneavoastră n-ați fost corect, că ne-ați mințit pe aici, tot cu Marcel Ciolacu. Are o problemă. Duceți-vă în ring, domnule Drulă. Ne-a mințit domnul Drulă, spunând că domnul Marcel Ciolacu i-a blocat înscrierea Alianței de Dreapta la BEC. Și am avut o intervenție a unei deputate de la USR care ne-a zis că e asta cu... Pentru că am citit motivarea care ținea de faptul că președinția PMP este încă disputată prin instanțe. Deci domnul Drul atâta nu l-a dus capul să... Că informațiile astea erau în spațiu public. Scandalul între domnul Tomac și domnul Diaconescu erau de notorietate. Faptul că se judecau în instanță pentru cine e președinte și cine nu, era în instanță, domnule Drulă. Care vreți să faceți politici de stat pe aici. Și bineînțeles că această dispută le-a încurcat înscrierea Alianței la BEC. I-au dat vina pe Marcel Ciolacu și PSD, că de ce să rateze ocazia de a te mai victimiza odată și de a arăta că tu te lupți cu sistemul, te lupți cu corupția. De ce? De ce să ratezi un prilej bun de propagandă mincinoasă? Și doamna de la deputată, de la USR, ne zicea, păi ăsta cu beca așa și cu statutul unui partid și cu cine e președinte, e așa ca la ziar, e doar pe foaie. Deci, doamnă, păi atunci sunt... Pot să mă declar eu, președinte USR, nu vă supărați. Păi mă declar și eu și mă duc să scriu și eu USR-ul într-o alianță cu AUR, de exemplu. Și am rezolvat problema. Deci vă dați seama ce respect și ce cât discernământ au acești oameni, dacă nu înțeleg cum funcționează un partid, care este statutul unui partid. Și au mințit, pentru că astăzi avem dovada. Soluție șoc după eșecul înregistrării ADU. PMP exclus din discuții. Rămâne doar USR și Forța Dreptei. Păi de ce ați exclus, domnul Drulă, PMP-ul din discuție, dacă Marcel Ciolacu era vinovat? De ce ați... Era problemă cu PMP-ul, de fapt? Și avem breaking news. ICCJ-ul a validat Dreapta Unită cu tot cu PMP? A, perfect, 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 gata, domnule, gata, domnul Drulă, gata, v-a lăsat, l-a speriat pe domnul Ciolacu, l-a speriat, a sunat la BEC, la în alta curte, unde o fi sunat, gata, gata, domnule, cu tot cu PMP. Nu nici mai contează, oricum contează cine e președinte la PMP, chiar este irelevant. Bun, deci Dreapta Unită, gata, cu domnul Tomac, cu domnul Drulă și cu domnul Orban, ia uitați reformatorii. Cine este generalul, cu domnul Drulă și cu domnul Tomac, despre care nu știm încă dacă este sau nu președintele PMP, o să aflăm în plină campanie, probabil. În plină campanie o să ne trezim că vor apărea alte probleme cu această formațiune PMP, dacă domnul Diaconescu va avea câștig de cauză și o să vedem cum va relaționa atunci domnul Drulă cu cine o fi președinte, dacă o fi. Oricum, o altă minciună demontată. Cu ce să continuăm? Continuăm cu, totuși, ceva ce ar trebui să fie, da, ceva ce ar trebui să fie de veselie. De veselie, că este cu muzică, este cu dans, vine tot de la USR. Imagini care, repet, ar trebui să fie vesele, dar nu sunt. Pentru că
Useriștii care au acaparat sistemul sanitar din România au organizat o sindrofie, o cumetrie la Spitalul Colțea și au făcut coreografii, dansuri, cu scaune, cu rotile, cu scene de aproape striptease, nu știu ce era acolo. Deci ăștia de la USR sunt acești cipăni de Elza, nu știați. Haideți să vedem materialul. Evenimentul care a ajuns în mediul online și a creat controverse a marcat împlinirea 320 de ani de la înființarea Spitalului Colțea și a debutat cu o gală în care s-au acordat și premii. Petrecerea organizată în unitatea medicală a fost la doar câțiva pași de saloanele pacienților, însă managerul spitalului susține că aceștia nu au fost afectați. Medicul Bogdan Florea a declarat că au trimis inclusiv o solicitare către ministrul culturii, Raluca Turcan, pentru a primi aprobare să fie ținut evenimentul la Teatrul Național, însă nu au primit niciun răspuns în timp util. Deci am așteptat până în ultima clipă, adică vorbim de o săptămână înainte de eveniment. Și am luat decizia să facem evenimentul în spital pentru că nu aveam altă locație. Mi se pare că s-a denaturat cu totul și s-au bătut joc de 320 de ani de medicină. În fine. Cei de la Asociația Pacienților au criticat dur cele întâmplate. Ceea ce s-a întâmplat acolo nu este, din punct de vedere etic, nu este corect ce s-a întâmplat. Pentru că, în primul rând, nu s-a respectat, dacă vreți, tema întâlnirii anunțate și s-a transformat dintr-o, să spunem, un eveniment, împlinirea unor ani de la fondarea și de la ființarea Spitalului Colțea, s-a transformat într-o petrecere cu manele, ceea ce nu e același lucru. Și bucureștenii sunt de părere că evenimentul cu fast de la spital a fost total nepotrivit. Foarte proast, acolo unde există multă suferință, alții fac un mare dezmăț. Foarte proast. De vedere. Nu este normal pentru pacienți. Credeți că e normal petrecerile în spital? Nu. Și trebuie să se distreze până la urmă. Că nu trebuie aici, în spital. Trebuia să organizeze în altă parte? Da, cred că da. În tot acest timp, nimeni nu ar fi reclamat petrecerea. Nici activitatea celorlalți angajați din spital nu ar fi fost deranjată de muzică. N-am ce să comentez, oameni dragi, petreceri cu manele la USR, în Spitalul Colțea, coregrafii cu scaune cu rotile, s-au urcat în scaune cu rotile și s-au învârtit și au dansat spre disperarea pacienților, după cum ați auzit. Ce sărbătoreau mai exact, nu pot să-mi dau seama. Pentru că vă readuc aminte, cei de la USR au ajuns la guvernare în celebru guvern zero cu premier Dacian Cioloș în urma unei tragedii, respectiv cel de la colectiv, în care peste 60 de tineri au murit, mulți dintre ei cu zile, din cauza infecțiilor nozocomiale din spitale, din cauza faptului că nu erau suficient de multe locuri, la secția de Mare Arș. Și acești oameni s-au urcat pe acea tragedie, au ajuns la putere, au organizat un protest masiv, au dat jos guvernul legitim de la acea oră și întreb cu toată dragostea pe cei de la USR, pe domnul Drulă, pe domnul Barna, pe domnul Vlavoiculescu, câte spitale au scăpat de nozocomiale, câte secții, câte paturi în secția de Mare Arș s-au construit în țară de atunci. Că portofoliul de la Ministerul Sănătății a fost de două ori la USR. Au fost acolo. În afară de criza citostaticelor, în afară de niște măsuri draconice de a ține pacienții bolnavi de alte boli în perioada pandemică la ușa spitalelor, în afară de a da afară oameni din spitale
să le transforme în spitale COVID cu doi pacienți, cum au făcut la Foișor, nu au făcut. Pentru ce? Mai exact, ce sărbătoresc acești oameni la Spitalul Colțea? Ce realizări? Ce realizări, astfel încât să-și permită să ia scaune cu rotile pe care ar trebui să le folosească pacienții și să le strice dansând cu ele? Au contribuit ei la ceva ca să-și permite să strice ce au găsit gata făcut? Așa și arată ei grija și dragostea de oameni? Prin acest dispreț, prin petreceri cu manele și scaune cu rotile făcute la spital? Dar vedeți, domnul Drulă nu mai zice nimic. Nu mai zice nimic. Poate domnul Drulă, dacă poate cu sănătatea, nu știe domnul Drulă. Mă întreb dacă știe cu drogurile domnul Drulă, respectiv dacă știe cu situația drogurilor din țară. Că dacă nu știe, poate dă un telefon la primarul USR de la Brașov, domnul Alen Coliban. Că n-am apucat ieri să vă arăt materialele. A avut loc în Poiana Brașov în weekendul trecut un mare festival. Un mare festival. Și domnul Alen Coliban pare că a fost și dumnealui plecat nu din țară, de pe planetă, și nu știe de faptul că România trece printr-o criză mare a traficului și consumului de droguri. Peste 1 milion de români oficial consumă droguri. În țara asta nu știu câți mai suntem, câți am mai rămas. Suntem sub 10 milioane oricum. Dacă mai scădem 4-5 milioane pensionari din țara asta, rămâne populație copii adulți vreo 4-5 milioane, 1 milion înseamnă un sfert. Nu sunt matematicien, am făcut așa, grosomodo. Deci un sfert din această populație oficial, că ce o fi neoficial, Dumnezeu cu mine, oficial se consumă droguri, un sfert din populație consumă droguri. Toate scandalurile în jurul festivalurilor, că avem acest festival Untold, care organizează, a organizat și acest festival masiv din Poiana Brașov, a fost anchetat, este încă, nu știu, un proces în derulare, nici nu mai știu care este stadiul acestei anchete, dar a fost acuzat de pedofilie. Iată că cei de la USR n-au nicio problemă, nici domnul Alen Coliban nu are nicio problemă, ca în continuare să se asocieze cu astfel de evenimente unde avem acuzații de pedofilie, trafic, consum de droguri. Ba mai mult, domnul Alen Coliban a venit să-i ajute pe tineri să ajungă mai repede la festivalul cu droguri. A pus la dispoziție autocarele primăriei. Haideți să vedem! În imagine l-aveați pe domnul Alen Coliban, care dansa și dumnealui. E cu foarte mult dans. Ce să facă și useriștii? Aia nu, aia nu, proiecte nu, viziune nu, muncă nu. Hai cu dansul! Dans bebelușelor! Facem o paranteză la acest material, pentru că avem ultimele informații de la Mădălina, care se află în continuare la sediul Guvernului. Bună, Mădălina! Bun găsit, Oana, bun găsit tuturor. După ședința Coaliției de Guvernare PSD și PNL, care s-a încheiat în urmă cu aproximativ o oră, apar și primele informații pe surse. Mai exact, senatorul Gabriela Firea și președintele PNL București, Sebastian Burtuja, vor fi coordonatori politici, mai exact nu vor fi coordonatori pentru campania posibilului candidat PSD și PNL, Cristian Cârstoiu, pentru Primăria Generală a Bucureștiului. În urmă cu foarte puțin timp, acesta a plecat de aici, de la Palatul Victoria, alături de liberali care la rândul lor au părăsit și ei Palatul Victoria. Așteptăm să iasă din moment în moment și senatorul Gabriela Firea de aici. Iar cel mai probabil în orele următoare vor veni și mai multe informații pe surse despre ședința care s-a încheiat în urmă cu foarte puțin timp. Mulțumesc mult, Mădălina. După toate aceste eforturi, după toată această degringoladă și zăpăceală, dacă nu scoateți, domnule, candidatul ăsta pe locul 1, având în vedere că
se bate cu reprezentantul unei catastrofe pe care eu o prezint aici aproape fiecare zi. Pentru că așa vin, așa se întâmplă lucrurile, nu, nici măcar nu le caut. Aceste lucruri grave se întâmplă, inclusiv probabil acum, când o să închid emisia, o să am alte știri despre ce fac cei de la USR prin țară. Dacă acest candidat al dumneavoastră va ieși pe locul 2, 3, 4, având în vedere cine a fost contracandidatul, cine au fost cei care au sprijinit contracandidatul, înseamnă că putem să ultimul stinge lumina. Ultimul stinge lumina, oameni dragi. Continuăm. Continuăm, uitați-vă ce se întâmplă, oameni dragi, cu toții, inclusiv cei de la PSD-PNL, dacă tot au încheiat cu această candidatură pe București. Vreau să fiți atenți puțin aici, că s-a început campania. În timp ce dumneavoastră nu aveți candidat, USR-ul a început campania. Și USR și AUR. Și vreau să-mi spuneți dacă este în regulă ca primarii USR să-și facă deja campanie electorală, organizând festivaluri ale unor persoane cu acuzații de pedofilie, festivalul unde se consumă droguri. Haideți să vedem cum un primar USR s-a folosit de, a pus la dispoziție acestor organisme private acuzate de pedofilie toate cele necesare de la primărie, inclusiv autocarele. Ați văzut, oameni dragi, dacă e de festival, dacă e de dans, dacă e de buriceală, dacă e de droguri. Ați văzut organizare, cum pune primăria la dispoziție autocare. Dar credeți că ar fi pus la dispoziție autocare pentru elevii care, de exemplu, vor să vadă mănăstirile din țară? Sau cetățile medievale, ruinele, că nu prea sunt cum ar trebui să fie. Ruinele alea care vor fi. Credeți că ar fi dispus domnul Alen Coliban să pună la dispoziție? Absolut nu. Dar dacă e festival, dacă e dans, să danseze și domnul Coliban, l-ați văzut, ia mai arată puțin cum ți-o păia domnul Alen Coliban. Primar, primarul Brașovului. Dacă e de țopăială, de distracție, de droguri, de spălat pe creier tineret, sunt resurse pentru orice. Sunt resurse pentru orice. Domnul Alen Coliban s-a implicat activ. A început campania. Oameni dragi, a început campania. Doamne, mă corectez, nu știu ce, dacă m-a luat gura pe dinainte. Normal că nu dă USR-ul droguri. Dar nici USR-ul, nici primăria, ăsta e domnul Alen Coliban, nici primăriile conduse de USR, PSD, PNL, nu ar trebui să se mai implice și să ajute la organizarea de acest tip de festivaluri, unde deja se știe, este clar, nu mai este urmă de îndoială, se consumă droguri. Nu ar trebui ca UAT-uri, administrații din toată țara, să se mai implice și să faciliteze astfel de lucruri. Pentru asta ar fi trebuit convocat un CSAT, domnule președinte. Adică, după ce că se risipește banul public, cum vedem la Nicu Șordan, măcar să nu acest ban să nu fie folosit activ pentru stricarea tineretului acestei țări. Că domnul Alen Coliban se distrează, ia uitați-l. Se distrează. Haideți să vedem ce zicea despre acest festival. Încă din 2020, tinerii brașoveni voiau să avem un festival relevant de muzică la Brașov. Iată că l-avem la a doua ediție, 4 zile de petrecere în Poiana Brașov. Poiana Brașov care este albă din începând de astăzi. Avem suplimentări pe efectivele operatorului de transport, atât pe liniile clasice, 20, 60, 100, care vor circula până la 3 noaptea. Ați văzut câtă implicare? Ați văzut câte implicare pentru un festival unde se știa că deja la toate festivalurile care au fost până acum, în ultimul timp, au fost capturi mari de droguri, arestări, amenzi. Se știa.
De ce se mai, de ce vor acești politicieni să se asocieze cu așa ceva? De ce vor să contribuie activ la așa ceva? Asta este singura modalitate prin care USR-ul mai poate asimila electorat? Dragă PSD, dragă PNL, dragă AUR, dragi alte partide, faceți ceva. Faceți ceva, cereți președintelui să convoace un CSAT, banul public să nu mai meargă către astfel de evenimente. Să nu mai se faciliteze astfel de evenimente. Pentru că am avut amenzi în acest weekend, domnule, Alen Coliban, care scria un, cum a scris, un festival cool. Festival cool, amenzi peste 17.000 de lei în prima zi la Masiv, în Proiana Brașov. Din nou tineri găsiți cu droguri la ei, domnule Coliban. Amenzi de peste 140.000 de lei la Masiv, a doua zi, au fost găsite droguri. Bineînțeles, bineînțeles că nu putea să lipsească și doamna Erica Isaac, care și dumneavoastră era pe scenă cu un alt domn care instiga la consum de droguri. Nu putea să lipsească. Altfel, promovabilitatea la BAC, 40%. Dar, ia uitați, l-a cântat, l-a dans, la droguri, suntem primii oameni dragi și închei lăsându-vă cu imagini de cum s-a petrecut acest festival care s-a lăsat cu amenzi și arestări pentru consum și trafic de droguri. Ne vedem mâine, rămâneți în continuare alături de Metropola TV.